Bun găsit, stimați la ultima ediție a emisiunii Ordinea de Zi din acest an. E o ediție mai de sărbătoare, o să facem legătura dintre evenimentele la zi și bancurile din epoca de aur. Pentru că a fost o lungă perioadă de timp cât românii nu și-au putut exprima opoziția față de regimul trecut, decât prin inventarea acelor bancuri care au făcut senzație în în vremurile acelea și să știți că unele se mai spun și astăzi. Cea mai interesantă situație este, se referă însă la un alt fapt și poate apropo de sociologie. Pe atunci se făceau bancuri pe seama conducătorului iubit cu ghilimele de rigoare. Acum mai se înjură mult mai ușor conducătorii, se mai iese și în stradă, atunci nu se putea. Dar în unele chestii parcă e o nostalgie așa față de epoca din 89, cel puțin în privința bancului, o să nu se înțeleagă altceva. Și faza și mai, și mai interesantă este că acele bancuri arătau cumva inteligența poporului, o inteligență deosebită. Ca să faci și bancuri și încă unele reușite care să reziste peste vreme, trebuie... Acel, acel autor popular sau autorii să fie avut extrem de multă imaginație și poate și curaj. Nu spunea oricine bancuri în vremea respectivă cu conducătorii, tocmai de frică să nu pățească altceva. Și să știți că, din nefericire, și aici nu mai e loc de zâmbet, mulți au plătit gre, gros, să spunem așa, sau greu, bancurile spuse în vremea respectivă. De fapt, de ce ne-am propus acest lucru e foarte simplu. Suntem la 25 de ani de la evenimentele din 1989. Acum 25 de ani, la această oră, deja se cristaliza o nouă structură, Frontul Salvării Naționale, care mai târziu ne-a fericit cu mai multe partide, partidulețe care supraviețuiesc și astăzi. Dar, cum spuneam, astăzi, nimic de politică, nimic de social și să intrăm în bancuri. Și să știți că foarte multe publicații au și publicat uh, și zilele acestea, dar în general foarte multe bancuri din epoca de aur. Uh, unele le știu, altele o să vi le citesc, uh, poate o să mă ajutați și dumneavoastră să-mi spuneți altele prin, uh, prin SMS-ul pe care îl aveți pe ecran, pentru că nu e așa. Uh, să încercăm să ne simțim bine, să facem și haz de necaz sau de propria noastră istorie. O să începem cu un banc lucrat, să știți, în laboratoare, dar un banc publicat după 1989, cred că a fost reluat de curând într-unul din cotidianul centrale, n-aș putea să vă spun în care, dar oricum l-am văzut în ultimile luni publicat este un banc cu foști conducători comuniști dinainte de 89 din țările satelit Uniunii Sovietice și se referă la patriotism. Haideți să vedem dacă înțelegem ceva din acel, din acel banc. Ave, are loc în toamna lui 1987, sau 1888, dar de fapt cred că e puțin mai devreme chiar dacă așa e datat, pentru că pe atunci se afla conducător Brejnev la Moscova. După cum bine știm, Brejnev se stinge în 1983, deci înainte de 1983. Deci, consfătuire la, a țărilor socialiste la Moscova. Primul care intră în sală după Brejnev, conducătorul sovietic, e șeful comuniștilor polonezi, iar Trage scaunul și vede pe el o grămadă de pioneze cu acele în sus nu trebuie să reclame nimic văzând expresia severă a feței lui Brejnev și se așează cu o figură acră pe scaun. După el vine neamțul Honecker, vede pionezele pe scaun, dar se așează fără ezitare și fără să schițeze vreun gest de nemulțumire. Apoi vine Husac, ceoslovac, vede și el pionezele, dar nu poate să se lase mai prejos decât neamțul și se așează pe, un sca pe scaun cu un zâmbet fericit. Intră și ungurul dar în sală, vede pionezele, dar nu pregetă să se arunce pe scaun cu o buvnitură și un zâmbet fericit. Ajunge în sală și bulgarul Jivco. Vede pionezele de pe scaun, dar nu poate tocmai el, adevăratul frate slav al Uniunii Sovietice, să fie mai puțin fidel ca ungurul. Așa încât se urcă sprintem pe masă și se aruncă de acolo cu fundul peste pioneze, afișând la aterizare o expresie de-a dreptul încântătoare. La urmă apare și Ceaușescu. Trage scaunul, se uită lung la scaun, apoi la Brejnev. Se uită din nou la scaun și apoi din nou la Brejnev. După câteva secunde de tăcere, Brejnev îl întreabă rânjind drăcește. Da, ce s-a întâmplat și Ceaușescu? E ceva în neregulă cu scaunul sovietic de cea mai înaltă calitate care va a fost repartizat? La care Ceaușescu răspunde cu o expresie gravă. Tovară și Brejnev, să știți că eu n-am absolut nicio vină. Idioții ăștia de la KGB au uitat să-mi pună pionezele pe scaun. Putem să râdem și din asemenea uh, bancă. Dar uh, aș vrea să, să vă spun și altul, tot din vremea respectivă, la Olimpiada preșcolarilor din țările socialiste. Deci, atenție, aveam Olimpiade și la preșcolari. Să știți că nu, nu suntem departe nici în perioada aceasta. Deci, cum spuneam, la Olimpiada preșcolarilor din țările socialiste ajung în finală copilul sovietic și cel român. Copilul sovietic e întrebat: Cine e mama ta? La care puștiu răspunde fără ezitare. Savieschi Saizu, adică Uniunea Sovietică, apoi cine e tatăl tău? La care Rusul răspunde instant. Tavariș Mihail Sergeviș Garbaciov. Și ce vrei tu să, să te faci când o să fii mare? La care puștiu răspunde Radios, Comunist. Juriul e în delir și toți sunt convinși că românașul mărunțel nu are cum să-l depășească pe micul geniu sovietic, care răspunde la tot atât de rapid, mai ales de corect dar totuși al nostru merită o șansă. Cine e mama ta? Țâcă răspunde prompt. a Elena Ceaușescu. Apoi, cine e tatăl tău? Puștiu răspunde cu aceeași notă entuziastă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și ce vrei tu să te faci când o să fii mare? La care vine răspunsul prompt. Orfan. Mergem, mergem mai departe. Cum spuneam, acestea au fost... Construite, cum s-ar spune, probabil scrise de oameni care făceau acest lucru, dar ele circulau și circulau uh, extrem de plăcut pentru cei care le... Mulți se refulau povestind aceste, aceste bancuri. Uh, chiar aveam uh, o, o dispută mai, re... mai recent în studio, chiar uh, încercam să identificăm o veche ghicitoare din epoca de aur. Spuneam ce e lung, negru și se hrănește cu cartofi. Pe atunci se vorbea, exista, coada de oameni care stă la carne, ar fi fost răspunsul. Nicolae Ceaușescu și consoarta sa Elena se întorc dintr-o vizită în străinătate. Avionul se apropie de București. Ia uite-te, Nicule, ce frumos se văd străzile la care... Conducătorul mult iubit, cum spuneam cu ghilimele de rigoare, taci proastă alea scozile. A, apropo de bancuri din epoca de aur, unul care a făcut epocă în vremea aceea se, se referea la o vizită a lui Nicolae Ceaușescu la Mao Zedong, președintele Chinei, în anii 70. A, oaspetele român și consoarta sa sunt așteptați cu toate festivitățile de rigoare la aeroportul din Beijing. Conducătorii se sărută de trei ori, așa cum e ritualul. Și în momentul acela coboară și Elena Ceaușescu pe scara avionului, dar întâmplarea făcea ca covorul să nu fie perfect așezat, ea se împiedică și e gata să cadă, reușește să o sprijine un om din garda, din garda lui Ceaușescu. Dar Ceaușescu apucă să-i zică Tuanto, să o facă toantă pe ilustra sa consoartă. A doua zi posturile de radio și televiziune chineze nu trec peste eveniment și spun că la sosirea pe aeroportul din Beijing, oaspetele român a rostit și primele cuvinte în limba chineză. Toanto, care ar, ar fi însemnat bună ziua în limba chineză. De fapt, înseamnă și bună ziua în limba chineză. Mergem mai departe și apropo de bancurile din vremea aceea, la granița cu Iugoslavia, știți, e, sudul țării noastre, se întâlnesc un câine și o pisică. Când le tocmai venea din România, în vreme ce pisica tocmai pleca. De ce pleci din România, întreabă câinele. Nu mai pot, aici toată lumea trage mâța de coadă, dar tu de ce vrei să trăiești aici? Pentru că am auzit că aici se duce o adevărată viață de câine. Hați de necas, cum spuneam. Uh, și, apropo, de o soluție de pe, cu vreme, pe vremea crizei, știți că suntem într-o criză, criză perpetuă de la Ceaușescu, am trecut prin perioada aceasta post-decembristă și probabil că și următorii ani, tot în criză, o să o ținem. Gigel, ce soluție vezi tu să ieșim din criza economică, socială și politică? Întreabă Costel. Uh, să declarăm imediat război americanilor și să ne predăm. Da, era o idee foarte bună. Bine, știți și chestia cu neamărind, dacă ne războim cu chinezii, problema e unde îi îngropăm, știți. Uh, un cetățean, în vremea aceea, când magazinele erau goale, nu ca acum când sunt pline, dar nu prea se mai găsesc bani ca să ai și cu ce cumpăra produsele, un cetățean intră într-o măcelărie. Aveți mânzat? Nu. Dar porc? Nu. Pui? Nu. Dar ce aveți, domnule? avem deschis de la 6 la 16. Deci, celebra aluzie că în magazinele care erau deschise, pe vremea aceea, nu se găseau produse. Acum facem unul, dar să nu fim, nu folosim, suntem, nu suntem după ora 22, dar nu are alte conotații, dacă sunteți atenți. La o coadă, doi bărbați discutau despre probleme curente. Unul dintre ei spunea, a mea este, uite, așa de mică. Nu mai pot să fac nimic cu ea. Nu vă e rușine, oameni, în toată firea, să vorbiți așa? îi apostrofează cu coană indignat. Nu, te-am la femeie, zice al doilea bărbat. Vorbeam de flacăra de la aragaz. Știți, iarna, din cauza restricțiilor, știți ce probleme și consumul de gaze, știți ce probleme erau în locuințele pe vremea aceea. Uh, un tip mergea în fiecare zi. O an, deci o altă poveste. Un timp mergea în fiecare zi de dimineață în fața Comitetului Central și striga N-avem pâine, n-avem căldură, n-avem lumină. După câteva zile, cei de la securitate îl saltă și se hotără să-l sperie puțin. Îl închid într-o încăpere și trag în el cu gloanțe oarbe, apoi îi dau drumul. În ziua următoare, omul nostru e din nou în fața CC-ului și strigă. N-avem nici gloanțe. Uh, sunt multe, cum spuneam, sunt extrem de multe bancuri de pe vremea aceea, unele circulă și astăzi. De exemplu, ca o idee, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu era așteptată cu multă nerăbdare prima oră de educație sexuală pentru elevii de clasa A12. Intră noul profesor în clasă, se face liniște și începe ora. Tovarăși, uite cum stă treabă. Dragostea între două femei este imoral. Între doi bărbați e caz penal. Între un bărbat și o femeie mai merge, dar cea mai importantă și mai importantă este dragostea de partid, și despre asta vom discuta tot anul. Cum se făcea pe atunci propaganda, indiferent ce studiai, tot la dragostea pentru partid te duceai. Uh, și altă chestie interesantă, apropo de privațiunile din acea vreme. Când a plecat de acasă, Prunariu, nu ăsta de la fotbal, ci ăla care a ajuns și pe, și pe lună, i-a lăsat, lăsat mamei un bilet pe masă. Am plecat în Cosmos. Vin peste o săptămână. Uh, când vine, găsește pe, masa, pe masă un bilet de la, de la Maica sa. Am plecat după brânză. Nu știu când vin. La ușa unui apartament sună un puști. Tanti, ai făcut supă? Da, puișor, vrei să guși tu? Nu mulțumesc. Atunci de ce ai venit? Te roagă mama să-i și ei osul. Osul de supă, bineînțeles. Uh, multe alte vremuri, multe alte povești din epoca de aur, cum spuneam, și încă mai stârnesc zâmbete, cel puțin pentru unii care au trăit vremurile respective, poate sunt și zâmbete amare, dar până la urmă fac parte din folclorul popular. Este un timbru cu Ceaușescu. Se duce Ceaușescu de ghiza la un oficiu poștal să vadă cum se vinde timbru. Nu se vinde, spune funcționarul. De ce? Nu se lipește. Cere Ceaușescu un timbru, scuipă pe lipici, îl pune pe un plic și arată funcționarului. De ce spui că nu se lipește? Uite ce lipește. Da, spuse, spune funcționarul, dar tot scuipă pe partea cealaltă sau ailaltă. Bun. Înainte de anul 1989, Gavril Stiharul înmânează o poezie redactorului șef al unui ziar. Acesta, după ce o citește cu atenție, zice O vom publica, însă cuvântul mânăstire e prea mistic pentru epoca de aur. Eu propun să-l locuim cu PCR. Dar mânăstire rimează cu nemurire, ripostează Gavril Stiharul. Exact. Va trebui să înlocuim și pe acesta. Gândește-te la o rimă pentru PCR. Sinucidere. Veciorul unui demnitar comunist pleacă în state pentru studii. Acasă trimite o telegramă scurtă. Trăiască Partidul Comunist. Rămân. Adică rămânea în Statele Unite. Manifestație mare, mare. Lumea strigă, cu PCR, ura, ura, unul singur mai amărât mai în spate și nu spune niciun cuvânt. Un om de ordine se apropie de el și întreabă, ce faci, tovarășe, de ce nu strigi ura? Sunt răgușit, răspunde cel interpelat, dar ura e aici, în suflet. Un milițian prinde o pereche făcând dragoste într-un boschet îi duce la secție și de aici în fața tribunalului. La proces, fata e felicitată pentru patriotism și băiatul pentru inițiativă. Milițianul e arestat pentru întreruperea ilegală de sarcină. Da, se mai putea și se mai întâmpla și asemenea lucruri. A doua zi de Paște, Ceaușescu vine la birou. Nici nu intră bine pe ușă că primul subordonat îl întâmpină respectos. Hristos a înviat tovarășe comandant suprem. Ceaușescu zâmbește, din cap și trece mai departe. Nu trec două minute și apare alt subordonat. Hristos a înviat tovarășe, comandant suprem. Știu, știu, am fost deja informat. Supa de pui. Pui apă, pui sare, pui morcovi, pui roșii, pui numai pui, că deja ai pus de patru ori. Din epoca de aur. S-ar putea ca la noapte să fie furtună, zice soțul. Dacă vine de, dacă vii de vreme acasă, nu o să fie. Sună telefonul noapte. Bărbatul, dacă e pentru mine, nu sunt acasă. Nevasta răspunde, este acasă. Ce ți-am spus, femeie? zice bărbatul. Nevasta, a fost pentru mine. În timp, îi deschide ușa celui care efectua un sondaj de opinie referitor la viața sexuală. De câte ori faceți dragoste pe săptămână cu soția dumneavoastră? De patru ori. Asta înseamnă o dată în plus față de vecinul dumneavoastră. Păi e firesc! La urma urmei, nevasta mea. Uh, un anunț din epoca respectivă. De vânzare roche de mireasă, frumoasă, fără mâneci, albă, mărimea 46, voalul inclus, purtată o singură dată, din greșeală un bărbat stătea pe verandă cu soția sa. La un moment dat spune, te iubesc. Soția răspunde, vorbești tu sau berea? Bărbatul, eu vorbesc cu berea. Bărbatul vine acasă. Iubito, am o problemă. De câte ori să spun? Acum sunt, suntem căsătoriți, nu mai vorbim la singular. Ce e al meu e și al tău. Bine, secretarea noastră a rămas însărcinată cu noi. Uh... Din greșeală, nu, praspăt căsătorit, o fată se plânge mamei că soțul i-a făcut o vânătaie serioasă sub ochi. Sunt surprinsă, eu îl știam plecat în delegație, zice mama. Și eu. Tot din epoca, din epoca respectivă, pentru că se practicau, să se punem așa, deci lumea trăia și atunci, lumea glumea și atunci și unele sunt valabile și, și astăzi. Și că ce îmbătrânește, și asta pot să întreb și colegii din regie, ce îmbătrânește prima oară la un bărbat? E, răspunsul ar fi nevasta, așa se răspundea pe vremea, pe vremea respectivă. Cum se spune în engleză? Soția a luat copiii și a plecat pentru o săptămână în vizită la soacră. Yes! Soția, dragă azi, după masă, a căzut pendula de pe peretele din dormitor. Dacă pica cu o clipă mai devreme, îi pica mamei în cap, la care soțul e enervat. Ți-am mai spus că pendula aia de tora hatu tot rămâne în urmă. Anunț matrimonial. Caut soție, mii de răspunsuri. Alege-o pe-a mea. Zburați cu avioanele companiei noastre. Grăbiți-vă. Au mai rămas câteva. E, asta cred că ar fi valabil și în ziua de astăzi, pentru că, din nefericire, tot mai multe avioane se prăbușesc. Să știți că în epoca respectivă nu prea cădeau avioanele. Foarte puține cazuri a fost în, în anii 70-80, Acum, nu știu, a fost un an mai, cel puțin anul 2013 și 2014, au fost ani destul de negri în acest domeniu. Ne mai vorbim de ce se întâmplă în România cu elicopterele sau cu avioanele militare. Un bărbat îi spune prietenului său. Soția mea ține o cură de slăbit de trei săptămâni. Cât a pierdut până acum? Două săptămâni. Deci ne-am convins cum se ținea. La spital este adus un tip cu o fractură craniană. Sora medicală completează fișa și întreabă. Căsătorit? Nu. Accident. Adică omul era sincer și spunea că nu de la soție primise, primise acele adică se produsese accidentul. O soție sau o doamnă la psihiatru. Nu mai suport. Iubitul meu se poartă cu mine ca și cu un câine. Cum așa? Vă bate? Nu. Vrea să-i fiu credincioasă. Imediat după terminarea filmului, o femeie își zărește soțul cu două rânduri mai în față și îi strigă. Auzi, simțitule? aici ești în timp ce eu sunt la mama să fac zacuscă? Deci amândoi erau... Uh, un tip vine la magazin să cumpere un cadou de o martie. Vânzătoarea îl întreabă. E pentru soție sau doriți ceva mai scump? Să știți că întrebarea asta se mai pune și în ziua de astăzi. <laughs> Oare de ce? Dar cum spuneam, lucrurile sunt tot la fel și ele sunt frumoase în felul lor. Fac parte din viață. Dar pentru că vorbeam de bancuri din epoca de aur, unele care au făcut uh, epoca, să știți că circula unul uh, care nu avea, nu l avea pe Ceaușescu în prim plan, dar care se tot spunea în spectacole, dacă vă mai aduceți aminte, era în copilăria mea, Fifi și Costel, cred că se numeau cei doi uh, care încercau să fie un stan și bran autohton. Uh, am reținut, să spunem așa, anecdota respectivă și o să o spun, mai ales că avea legătură și cu Craiova, echipa unei mari iubiri, care, iată, se întoarce ca o echipa a unei mari iubiri, cu Steaua și cu Dinamo, cele două mari cluburi care mai sunt și astăzi. Un tren de la Târgu Jiu spre Petroșani, într-un compartiment de tren, trei fotbaliști, unul de la Craiova, unul de la Steaua și unul de la Dinamo, o doamnă de vreo 40 de ani care arăta foarte bine și alta de 20 de ani care arăta și mai bine doar semâna cu mama și trenul pleacă, intră în defileu Jiului, începe să treacă prin tunelurile acelea la un moment dat, când era besnă completă în compartiment, că știți că se făcea economie, nu se aprindeau becurile, cum ar fi trebuit, Bine, nici acum nu se aprind, să știți, nu e nicio problemă. Se aude, din moment, se aude un sărut, un plescăid, un sărut, așa, și o palmă zdravănă. Iese trenul, iese trenul din tunel, toată lumea se uită la toată lumea încercând să-și dea seama ce s-a întâmplat. Ce gândea mama? Mă, care din ăștia, adică cu referință la fotbaliști, a pupat pe femeia, dar femeia, fată serioasă, crescută bine, am educat-o bine. Când i-a o palmă, s-a auzit în o compartimentul Ce gândea fata? Mă, care din ăștia pupă pe mama? Da, mama, femeie serioasă, cu principii. Când i-a o palmă, se a auzit într-o Ce gândea cel de la Dinamu, fotbalistul, uitându-se și la un și șel... Mă, care din ăștia pupă fata de luai o palmă? ce gândea cel de la steaua? Mă, care din ăștia pupă fata și care l-o palma că de sărutat aș vrea și eu pe, pe fată, dar n-aș vrea să iau nici palme? Ce gândea ulteanul nostru de la Craiova? Nu mai vine un tunel să mai fac o dată un sărut pe și să-i mai o palmă de la Dinamo că ne scoastră și din Cupa României și am pierdut primele de joc. Da, e o anecdotă care circula pe vremea aceea, spusă în diverse variante, să știți că circulă în mai multe variante, dar care făcea parte din farmecul de acel, de, din acel timp al, al vremurilor. Apropo de conducătorii iubiți, știți că se mai practică și acum și Băsescu a mai făcut chiar și Iliescu pe vremea lui, Constantinescu n-am auzit, vedem dacă și președintele Iohannis o să facă la fel, acele vizite, nu neapărat de lucru, dar în orice caz vizite prin țară cu elicopterul sau că am mai retrogradat, nu mai folosim prea mult avioane, să spunem, în interiorul țării. Într-o asemenea vizită, la un ceapeu, Ceaușescu trece peste un câmp agricol unde se ara și într-o mare, într-o câmpie mare, așa, vede sub un, un, singur copac, acolo trase două tractoare la umbră și cei doi tractoriști dormind la umbră. Cere imediat pilotului să coboare și merge la ei. Băi, ce faceți aici? De ce nu se mânați? La care unul dintre cei doi e tractoriști zice păi dacă nu suntem frați. Uh, făcând legătură cu, cu epoca de aur, să știți că sunt mii și mii de bancuri pe referitoare la, la, conducătorul din acea vreme. Era practic, a făcut parte din, din folclor și, și face, iar unele din ele să știți că se povestește acum pe la țară, se, încă se păstrează vă spuneam, fac parte din folclor, nu mai sunt de mult doar adunate pe niște hârtii, cum am făcut noi în această seară, ca să le aducem. La coadă, apropo de restriștea din vremea aceea, la o coadă lungă de carne, un cetățean nervos zice către vecinul său. Ținem și mie, la, mie rând, mă duc să-l omor pe Ceaușescu. După o vreme se întoarce. Cum îl vede, vecinul întreabă. Ei, cum a fost, la ai omorât? Încă nu, dar mi-am lăsat și acolo rând, deci erau mulți înaintea lui. Un bătrân se, se oprește în mijlocul străzii, uitându-se nedumerit la plasa goală. Uite că nu mi-aduc aminte. Mă duceam sau veneam de la piață? Din nefericire să știți că acest, acest banc se potrivește și astăzi la fel de bine, dar spuneam cauza e alta. Atunci erau lipsa produselor, nu prea găseai ce să cumperi, acum e lipsa banilor. Un român întreabă la, la Radio Erevan, ce este acela whisky? Whisky este o băutură alcoolică renumită pe care o bea clasa muncitoare prin reprezentanții și și săi. Aluzie la securiști și membrii de partid care aveau acces la astfel de băuturi. Pentru omul de rând, existența acestei băuturi era greu și de imaginat, cum erau și alte produse. Culmea ghinionului: să ți se spargă sticla de ulei în punga de zahăr. În 1981 se introduceau cartele de zahăr și ulei, iar cumpărarea lor era restricționată la o anumită cantitate pe zi sau pe săptămână sau pe lună, nu mai știu cum era atunci, de fapt eram și foarte mic ca să-mi aduc aminte. După un an de stat în iad, Ceaușescu a propus să fie dat afară și trimis în rai. Motivul? Au rămas fără zmoală și fără cărbuni din pricina exportului. Deci și acolo și făcuse celebra sandele de de a exporta totul pentru, pentru țară, să spunem așa, dar știți cu privațiuni imense pentru populații. Apropo de haz de necaz acum. La școală, celebru, știți, și n-am vorbit până acum, dar știți care era cel mai celebru personaj din vremea aceea? Nu Ceaușescu, nici Elena Ceaușescu, ci celebru Bulă. La școală, Bulă vine cu hainele necălcate. Mama, mama ta nu-ți poate călca hainele. Să vii îngrijit îmbrăcat ca și colegii tăi bulă, îl mustă profesoara. Ba da, poate, dar bagă televizorul în priză și îl vede pe Ceaușescu. Bagă radio în priză și la pe Ceaușescu. Atunci cum să nu fie frică să mai bage în priză și fierul de călcat? Da, uh, apropo de... Mi-aduc aminte de un Ziarist foarte vorba de Cuteanu, foarte celebru, Pruteanu, pardon, George Pruteanu, celebrul, să spunem așa, specialist în limba română, care făcea o emisiune foarte reușită după 1989, și care făcea mișto de un cuvânt din învățământ, pe care îl întâlnim și astăzi foarte des. Curiculum se numește el, e vorba de planul de învățământ, dar care îl numim pompos, așa, curiculum, ca să semenea reformă. Și uh, spunea el atunci ceva de genul că indiferent că deschizi frigiderul, s-are un curiculum, că deschizi televizorul la fel și toate celelalte. Iată de unde poate provenea o asemenea idee. Încă una din epoca de aur, învățătoarea. Copii, spuneți cum aplicați voi în familie directivele de partid pentru economisirea energiei electrice. Popescu! La noi acasă, mama pune mâncarea afară pe balcon și nu mai folosește frigiderul. Bravo, Ionescu! Uh, nu, bravo! Ionescu, acum! Eu, când vin acasă de la școală, nu mai ies să mă joc, ci îmi fac lecțiile imediat, așa că seara nu mai aprindem lumina. Bravo! Și eu, și eu, tovarășa. Spune bulă. Noi seara ne uităm la televizor, la programul bulgarilor și așa consumăm curentul lor. Bine, sunt diverse, diverse lucruri din vremea, din vremea respectivă. Chestie de interpretare nu trebuie... Unele erau forțate și în vremea aceea, dar să știți că românul făcea haz din necaz și era tot mai, și treceau peste privațiunile respective. De exemplu, un român. Erau și atunci oamenii foarte hotărâți să facă avere. Găsindu-și nevasta cu un străin în pat, o întreabă. De la ele suta de dolari pe care mi-ai dat-o ieri? Da. Și cei 200 de dolari de săptămâna trecută? Atunci, învelește o că cărăcește. Sunt și alte, vă spuneam, de exemplu, cum spuneam, apropo, apropo de vreme. Doctorul, ce s-a întâmplat? Nu știu ce să mă fac. De fiecare dată când soțul meu vine acasă băut, mă bate de mărupe. Am un leac foarte bun pentru asta. Când soțul tău vine acasă băut, tu imediat iei o cană de ceai de mușețel și faci gargară și tot faci gargară. Două săptămâni mai târziu, femeia arătând proaspătă și renăscută, se întoarce la doctor. A fost o idee strălucită. De fiecare dată când soțul meu venea acasă băut, eu făceam doar gargară cu ceai de mușețel și el nici măcar o dată nu m-a atins. Vezi dacă-s sigura? Deci problema nu era Omul venea cin, cin cu totul altă. Fo foarte interesant. Apropo de relațiile dintre familii de pe vremea aceea. Soatra și invită ginele la masă. Ginule foarte suspicios acceptă invitația. Pe masă, diferite salate preparate din carne de pui, porc, cartofii, cartofi vreo trei feluri, deserturi, bere, rece, vin. La un moment dat, soatra iese la bucătărie. Ginule apucă o bucățică de carne și o dă pisici. Asta după două, trei crampe, cade inertă sub masă. Nervos tare, apucă o cratiță goală și când intră soacra și trage una de o lasă lată pe jos. La care pisica de sub masă. Yes! Afiș într-un bar. Dacă beți ca să uitați, vă rugăm să plătiți înainte. Da, apropo de vremurile de tristă amintire, după cum vedeți, au lăsat nu n au fost chiar așa de tristă amintire, în sensul că memoria publică au lăsat și lucruri, lucruri interesante, măcar de, de, această, de această natură. Ar trebui să vorbim și, la, și în alte momente, adică, cum să vă spun, mi-aduc aminte de acele emisiuni puține câte erau, de Revelion sau de, chiar și de Paște, chiar dacă spuneam noi și nu se respecta, să spunem așa, nu se sărbătorea Paștere cu, ca astăzi, până la urmă existau niște programe mai speciale și de multe ori erau chiar, chiar reușite. Adică, Gândiți-vă că o scenetă pe care o revedem și acum cu plăcere la TVR de prin anii 80, nu mai vorbesc din anii 70, era spusă sau reprodusă de foarte mulți români din, apoi poate pe un an de zile. Din nefericire, la noi, deci acum programele de televiziune s-au diluat atât de rău încât nu se mai pune nu se mai pune problema să să rămână în memorie. Foarte rar când ai ceva de remarcat. Uh, sunt. Uh, să știți că și internetul e plin uh, de, de asemenea. de asemenea. glume din epoca respectivă. Din nefericire spuneam, unele se potrivește și astăzi, din cu totul altă cauză. De exemplu, la al cincilea semnal va fi apă caldă. Pic pic, 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 a fost apă caldă. E, la ăia de nu plătesc acum și nu, poate nu din vina lor, cam atâta este apă caldă, nu mai vorbim de, ea, de foarte mulți cetățeni din București care li se sparge conducta în fiecare zi și rămân fără apă caldă, fără căldură în mijlocul iernii. Asta, atenție, în anul de grație 2014. Tot din epoca de aur. Care este deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă? Ăla de afară e pe gratis. Ce este salariul? Și atunci și acum o atenție din partea statului. Ce este coada? Alinierea poporului pe linia partidului. Un gigel, nu apropo că mai nou avem foarte mulți gigei în politică și dacă pe Dorel l-avem care dărâmă diverse lucruri de fiecare dată a ajuns marca înregistrată, să știți că aveai și gigel. Chiar pe, dacă mă gândesc bine, secretarul de stat la cercetare, cred că e gigel Paraschiv sau ceva de genul ăsta, mai e un gigel de-a fost ministru al culturii, gigel Știrbu sau ceva de genul ăsta și mulți alți gigei prin politică. Dar în fine, nu asta e problema cum l-am numit părinții lui până la urmă. Dar haideți să vorbim de un gigel din epoca de aur. Gigel fericit către învățătoare. Tovarășa, ne-a fătat pisica cinci pisoi și să știți că toți cinci sunt comuniști. După un timp, învățătoarea se interesează ce mai fac pisoii comuniști. Sunt bine, răspunde Gigel, dar nu mai sunt comuniști. Cum așa? Păi, acum au făcut ochi. <laughs> Trăim epoca marilor prefaceri. Eu mă prefac, tu te prefaci, el se preface. Asta era vorba de epoca de aur de până în 1989. De ce este societatea socialistă multilateral dezvoltată cea mai avansată formă de organizare socială? Pentru că a preluat creator tot ce a fost mai semnificativ de-a lungul istoriei. Din epoca de pat, de piatră, relațiile. Din comuna primitivă, organizarea. Din slavagism, retribuția din feudalism, inchiziția, din capitalism, falimentul. Deci, cam asta rorif ar fi în traducere, relații, organizare, retribuție, inchiziție și faliment. Bine, varianta de democrație românească de după 89, cred că putea fi adăugată aici și le aveam pe toate. Capitalismul este pe marginea prăpastii. Ce face acolo? Se uită de sus la noi. România pe drumul construirii socialismului. Uh, România pe drumul construirii comunismului. România pe drumuri. Ce așa a rămas până azi. Uh, leu nu mai avea valoare. Leu nu mai are valoare. Ce-i de făcut? Îi dăm patru găuri. Și asta ar rezolva ceva? Nu, dar am putea să-l vindem ca nasture. E vorba de moneda aceea celebră. Ceaușescu, aflat într-o vizită istorică, peste hotare, este anunțat codificat de cutremurul din 4 martie 1977. Vrancea, mesajul. Vino repede acasă, Nicule, cu tremur economia amenințată. Răspunsul vine imediat. 5, 4, 3, 2, 1. Cincinalul în 4 ani, 3 schimburi, 2 muncitori la un salariu. Pauzele lui și dese, Cheia marilor succese. Din nefericire, să știți că mari succese nu mai avem, dar pauzele lungi și dese le avem din plin, și astăzi, și la stat. Apropo de târgujiu, și nu vreau să fiu rău, mai ales acum de sărbători, dar uh, inclusiv ghișeele de la. dacă vrei să-ți plătești curentul, dacă vrei să-ți plătești gazele, nu mai vorbesc la bănci sau altceva, totul e de la 8 la 4 sau de la 9 la 5. At, de nimic nu-i după ora respectivă, ca în alte mari orașe. De unde deduc că toată lumea care bănuiesc că nu o să fie toți care lucrează să nu-și plătească asemenea obligații? Și nici toată lumea are carduri sau să facă plata pe card. Singura explicație că toată lumea pleacă de la servici ca să facă aceste chestii. Pauzele lungi și dese, nu? În România nu se mai fabrică paturi nu mai avem nevoie. Dușmanul de clasă nu doarme. Partidul veghează, iar clasa muncitoare lucrează necontenit. Poate atunci. Că acum clasa muncitoare, care n-a plecat în diaspora, este... Azi o vedem și nu e. Ce însemna PCR pe vremea împușcatului? Primul cizmar rege, pile cunoștințe relații, potop cu tremur radiații. <laughs> Ar fi, ar fi o traducere ce ar însemna inițiale de astăzi ale partidelor, pe că ajunge la lucruri foarte interesante. Apropo de propuneri de imn național, de la deșteaptă române care e acum și era trei culori înainte 89, descurcă române, de a mai duce-o până la toamnă și pe al nostru streag e scris uimire. Apropo, ce era sau ce era securitatea pe vremea aceea, inima partidului care bate, bate, bate. Apropo de erou clasei muncitoare Bulă, tocmai ieșea de la sediul miliției județene și epuizat se sprijină de un pom. Un trecător se apropie de el întrebând, nu vă supărați, nu știți unde se bate la mașină? Nu știu, pe mine m-au bătut manual. Soțul și soția stau la, la masă, Deodată ușa e trântită la perete și patru securiști dau buzna. Se repelă soț și spre disperarea soției îl iau pe sus și îl urcă într-o mașină neagră. Trec zile, trec săptămâni și omul nu mai apare acasă. Disperată, soția reușește să obțină o audiență. Vai, ne pare rău, dar soțul dumneavoastră a murit de pneumonie. Nu se poate, spune plângând soția, soțul meu nu era bolnav când l-ați arestat. Cum se poate să fi făcut pneumonie? Ei, doamnă, a încercat să fugă, a alergat și știți cum este? El transpirat, bloanțele reci. La coadă la carne un glumesc face haz de necasă. Care este deosebirea dintre porc și măcelărie? Simplu, porcul are coada mică și carne multă. Măcelăria, un tovarăș de la coadă îi se adresează. Dar care e deosebirea dintre ceasul meu și tine? E bună, nu știu ceasul meu merge singur, tu mergi cu mine. Urmează-mă. Știți din aia care spuneau bancuri și apărea un milițian să-i ridice pe intelectuali. A, vreau să vă spun, nu m-am și din păcate timpul acordat aceste emisiuni se apropie de final. Foarte multe bancuri cu milițieni. Poate mii, zeci de mii de bancuri despre inteligența despre inteligența milițienilor din, sau polițiștilor din ziua de astăzi deci Garcia cerebru personaj de după 89 are rădăcini foarte în uh, mentalul popular românesc uh, expoziția națională de arte plastice a fost închisă de ce? niște inteligenți de la cultură au văzut că sub bustul lui Ceaușescu semna Jalea, iar, portret, iar portretul ei era semnat Baba. Deci atenție, Jalea și Baba erau doi dintre marii artiști a epocii respective și au venit și după 89. Care este deosebirea dintre naziștii lui Hitler și comuniștii lui Ceaușescu? Primii omorau masă, ceilalți în casă. Primii omorau cu gaze, ceilalți fără gaze, de, din cauza frigului, din nefericire. De unul mai va trebui să defileze toată populația, de la Mila Mare. Vor să ne numere, să vadă câți am mai ieșit din iarnă. Asta se spunea prin 84. Uh, în România a început să cadă zăpada artificială. Nu se topește pe calorifer. Una și o glumă din 1965, chiar din vremea când se instală Nicolae Ceaușescu la conducerea țării. De fapt, să vedem din epoca respectivă. 1965. Alo, miliția economică? Vecinul meu mănâncă. Ei și? Da, dar mănâncă caviar ca cu Polonicu. Venim. 1975, 10 ani mai târziu. Alo, miliția, mea, miliția economică? Vecinul meu mănâncă. Ei și? Da, dar mănâncă carne de vițel. Venim. 1985. Alo, miliția economică? Vecinul meu mănâncă. Am venit. Deci, din ce în ce mai... Apropo de hazul de ne... Casă. Uh, sunt și alte... Uh, să spunem așa, bancuri din epoca de aur care au foarte multe, deci nu te fac să râzi, mai din contră te fac să te gândești așa la ce a însemnat epoca respectivă. Să nu gândești, dacă gândești să nu vorbești, dacă vorbești să nu stii, dacă stii să nu semnezi, dacă semnezi să nu te miri. Deci încă o dată, să nu gândești. Dacă gândești, să nu vorbești. Dacă vorbești, să nu strii, Dacă strii, să nu semnezi. Dacă semnezi, să nu te miri când te ridicau cei aflați în drept la acea vreme, organele de miliție sau celelalte. Sunt multe alte lucruri, dar și multe alte bancuri. Am vrut să facem o incursiune după 25 de ani de democrație, în ce a însemnat epoca de aur și am făcut-o sub forma unor bancuri, ziceri, din, din vremea respectivă. Uh, n-am uh, n-am reușit să urmăresc și telefonul până acum. Uh, o să vă zic și din câteva din cele trimise de telespectatori, pentru că se pare că sunt. Uh, Numai o secundă. Două pisici stăteau de vorbă. Una spune, cred că azi o să meargă rău. De ce? Mi-a tăiat, mi tăiat un câine negru calea. O puricioaică și fica ei se plimbau pe chelia unui domn. Cum se mai schimbă lumea? Când eram de vârsta ta, aici nu era decât o cărare îngustă. Bulă e la școală, e la școală obosit cu capul pe bancă. Când s-a vine profesoara. Tu poți să dormi la ora mea? Dacă ați vorbit mai încet, aș putea. Doi tip la închisoare. Câți ani ți-au dat? 15. Pentru ce? Am spart câteva geamuri la serviciu. Păi unde lucrai? Pe un submarin. Apropo de bancurile trimise de telespectator, și cred că mai uh, uh, sunt și alte, să spunem așa, nu neapărat bancuri, ci mesaje. Unele mai, uh, să spunem așa, mai puțin plăcute. Uh, cineva îmi spune că am bancuri expirate. Da, sunt expirate de vreo 25 de ani, sunt în, Epo, sunt în cartea de istorie, practic. Uh, dar asta este altă treabă, și încă cineva ar trebui să faceți mai des asemenea emisiuni, poate ne gândim și la trecutul nostru. Da, poate. E, cam aceasta a fost uh, emisiunea de astăzi, ultima ediție din acest an. Ne întâlnim la începutul anului viitor cu forțe proaspete. Nu-mi rămâne decât să vă urez. Toate cele bune, sărbători fericite și, cum spuneam, să ne vedem cu bine anul viitor. La revedere!